Bună seara, l-am alături pe Liviu de la FC București. Bună, Liviu! Bună seara! Felicitări! Mersi! Cum ați reușit să câștigați în seara asta? Având în vedere prima repriză, cam greu, dar am răzbit, ne-am intrat în joc și am reușit să luăm 3 puncte. Importante, de altfel. Ești mulțumit de rezultat sau se putea și mai bine? Nu, sunt foarte mulțumit de rezultat. Cum spuneam și mai devreme, după cum a decurs prima repriză, ne așteptam să batem la o diferență de scor mai mică. Știam că băieții sunt buni, au o echipă bună. Chiar dacă sunt pe locul 14, nu am spus nicio secundă că sunt slabi, dar am reușit în a doua repriză. Poate și dezavantajul lor, că au jucat cu un minus, a fost un factor important. Cine a fost omul meciului în seara asta? Omul meciului în seara asta, păi ca întotdeauna, l-avem pe Ovidiu, care el face tot jocul, e cel mai tehnic jucător de la noi. Toți băieții au jucat bine, și portarul, și Mihai, și absolut toată lumea a jucat foarte bine. Așa jucăm de fiecare dată, suntem o echipă. Încercăm să stăm cât mai mult acolo sus, am ajuns pe primul loc momentan. Ne simțim bine acolo, sperăm să rămânem cât mai mult. Pe viitor ce planuri aveți? Planul de viitor este să luăm campionatul. Asta e principalul nostru plan și țel, să zic așa, în campionatul Liga Prieteniei. Cupa am luat-o, vrem să luăm și campionatul și pe urmă mai vedem. Îți mulțumesc foarte mult, o seară frumoasă. Seara bună, mersi. Nu uitați să dați like pagina noastră de Facebook Liga Prieteniei, da. Să vizitați site-ul nostru oficial legaprieteniei.com. Ne mulțumim sponsorilor noștri de la Homa Sport Shop și Cipita. Pup, pup!